Salut! Numele meu este Ticu, de la tutorialevideo.info. Azi vă voi arăta două plugin-uri sau add-on-uri foarte folositoare pentru Firefox. Cum v-am obișnuit, îmi place foarte mult Firefox și v-aș încuraja și pe voi să-l folosiți. Are multe avantaje, căutări rapide din partea dreaptă, după cum vedeți, căutări directe pe Yahoo, pe Google și alte motoare. Ce vă voi arăta eu sunt două plugin-uri cu care vă puteți verifica adresele de e-mail, fie că este vorba despre Gmail sau despre Yahoo. Haideți să începem. Prima oară tastăm în Google, dacă este vorba despre Gmail. Tastăm în Google Gmail Notifier, adică un notificator de Gmail. Așa, apar aici mai multe rezultate. Noi vom alege al treilea rezultat, deoarece scrie aici că este un add-on de la Mozilla Firefox. Așa, clic pe adresă. Bun, și ca și în cazul add-on-ului cu HTTP headers, îi dăm Add to Firefox, adică să adauge plugin-ul la Firefox direct. Așa, îi dăm voie să instaleze plugin-ul. Așa, a și apărut. Dăm Install Now. Bun, aici am cere să restartez Firefox. Deocamdată n-o să fac acest lucru. Vă voi arăta cum să instalați și Yahoo pentru aceeași chestie, dacă aveți un cont pe Yahoo. Facem același lucru, doar că în loc de Gmail scriem Yahoo Notifier. Așa, și cum am spus, trebuie să ne uităm la adresă dacă este un add-on Mozilla Firefox. Primul rezultat este... Îl alegem pe primul. Ok, zice că a fost ultima oară împrospătat în 19 iunie 2010, deci este cel mai recent ca și versiune. Îi dăm Add to Firefox ca și în cazul precedent. Bun, iarăși trebuie să-i dăm voie să instaleze add-on-ul Firefox-ul. Așa, apărat fereastra de instalare, Install Now. Așa, și se poate restarta Firefox. În regulă. Așa, a repornit browserul. Aici mi-arată că a fost instalat Yahoo, respectiv la litera G, Gmail Notifier. Bun. Acum să vă arăt unde apar aceste add-on-uri. Apar de obicei în partea dreaptă jos. Așa, avem aici două plugin-uri. Primul din dreapta este Yahoo. Așa, după cum vedeți, aici și pornește din start. Ce trebuie să faceți? Un click dreapta și mergeți la Preferences, la Preferințe. Aici puteți seta cât de des să vă verifice mail-ul. Puteți să-l setați la câte un minut, dacă sunteți foarte, foarte solicitați și primiți mail-uri foarte des, din minut în minut, 5 minute, 10 minute, alegeți voi frecvența. Așa, încă un lucru ce trebuie setat și vă sugerez să faceți așa, când deschizi Yahoo Mail să-l deschidă în New Tab sau dacă vreți în același tab. Ce înseamnă tab? Este vorba de chestia asta, adică ăsta este un New Tab. Bun, ca să nu vă deranjez dacă ați navigat deja pe o pagină, apeși mail-ul și ți-a dispărut pagina automat. Nu, cum am arătat, deja va deschide în cadrul aceleași ferestre un new tab. Așa. Bun, în cazul Gmail-ului, la fel,
trebuie doar să dați un click pe el, vă scrieți numele de Gmail, vă scrieți și parola, dacă vreți să vă ține minte parola și userul, ca să nu tastați de fiecare dată, și o să vă arate în caz că o să primiți un mail nou. Cam asta am vrut să vă arăt pentru astăzi, sper să vă fie de folos.